Roșalbaștri au început tare la Timișoara și Budescu a trimis o torpilă puțin pe lângă. Alibec a fost în pericol de eliminare după nici jumătate de oră. La 2 minute după ce a luat galben pentru proteste, timișorenii au cerut roșu în urma ciocnirii cu Straton, dar arbitrul Chivulete n-a dat nimic. Mai repede la cabine a ajuns însă Alex Munteanu. Mijlocașul venit de la media și a văzut al doilea avertisment chiar înainte de pauză și a fost eliminat. Dică a făcut mutarea decisivă după o oră de joc. L-a trimis pe teren pe Noere în locul lui Alibec și Bizonul a marcat la nici 5 minute de la intrare. Jucătorii au fost apoi nevoiți să împingă mașinuța cu targă după ce aceasta s-a stricat pe teren. Cu un om în minus, ACS Poli a trecut pe lângă egalare la ocazia lui Cânu. Noere putea face dubla pe final, dar n-a prins poarta și ACS Poli FCSB s-a încheiat 0-1.